Hello! Povestea de astăzi, de fapt de ieri și de astăzi, pe scurt, este așa. Mergem la... Înainte de toate, stai să le spunem așa, că totul a început cu mine, care mi-am aruncat Adidas și la gunoi. Trebuia să ajung la o filmare, mi-am luat perechile de Adidas într-o pungă, dimineața am plecat cu alte pungi de gunoi și am aruncat totul la gunoi. Am ajuns la filmare, unde sunt Adidas? Cred că sunt la gunoi. O sunt pe Cătălina, da. Se duce, caută în tomberon, mașina de gunoi. Vezi că era lângă tomberoane, nu? Era lângă tomberoane. Trebuie să vă spun că dacă aveți nevoie de cineva care să vă caute în tomberon, sau am devenit profesionistă, m-am stricurat printre cutii. Dar nu-i prima oară, mai aruncat niște haine odată. Da, am mai aruncat hainele copiilor. Ne-am dorit foarte mult să ajungem la Antol. Și ne-am luat bilet de anul ăsta și povestea de ieri când și-a aruncat la gunoi, mă rog, era înaintea plecării la Cluj. Luasem și cazare și am luat cazare într-un loc minunat. A fost și bine ca preț, am găsit pe Airbnb cu piscinuță. Când să plecăm la 11 noaptea, după ce a terminat Paul toată treaba și am terminat de împachetat și l-am luat pe Achimosu, am vorbit cu doamna de acolo încă o dată și ea ne-a spus că este lângă Bistrița cazarea. Mie mi s-a dat peste cap toată geografia. Mă gândeam, zic, bă, da, chiar Bistrița e așa, aproape de Cluj? Cum, Dumnezeu? Două localități cu același nume, una lângă Cluj, una lângă Bistrița, Viișoara. Și uite cum n-am mai ajuns în nicio Viișoara, a trebuit să recalculăm traseul, vorba GPS-ului, și am găsit cazare așa pe repede înainte, undeva, într-un motel, o să vi-l filmez. Era o benzinărie. Într-o benzinărie. Mergem să ne întâlnim cu familia, care e și aici la Antold, o parte din ea, vorbim aici. Partea tânără a familiei, și că doar să nu fie sunt bine. Da. Să vină unchi tu la Antold acum. Aia, el ar veni. Serios? Dar singur. Unchi... Și acum suntem în mașină, mergem să mâncăm în tur. Dacă în Viișoara oricum n-am ajuns, am ajuns în Inoc. Cine e din Inoc, mâinile sus? Bună dimineața, Inoc! Noi suntem, stăm la benzinărie acum. Achim, la ce trupă mergem? Cum ai uitat, mă? De câte ori ți-am spus? Ți-am și pus să asculti. Prodigy. Așa. Vreau să mă culc în alt fel. Dar culcă-te un pic mai acolo, nu să-mi dai mie cu picioarele în cap. E bine așa? Toată familia gata de festival? Da. Yay! Prodigy sosim. Că-i cu lupia anul ăsta. Hai, Gărgă!
îndrăgostită de locurile astea și de oameni. Uite aici e. Nu te mișca! Și Achiu zice că e tare. Băi, nu se poate. Ok. Mami, nu-i adevărat. Fă cu mâna că-i Paul acolo. Bine, atunci pune-mă pe mine singur. Nu, n-ai voie singur. De unde? Te dai cu Paul dacă vrei. Nu crede, mai dă o dată. Aoleu, fraților. Mamă, mie mi se face rău. Da, că ți-e frică de înălțime. Da, mi-e frică. Fricoși de înălțime mereu. Uite, aici am stat noi. Dar oamenii foarte faini. Route 66. Route 66, așa a fost experiența noastră la Antold ăsta. Dar oamenii faini, mă, faini. Foarte mișto. Am găsit locul ăsta. Foarte mișto. Foarte faini, foarte drăguț, foarte amabil. Motel, în Inop. La mine e prima oară când stau la un motel. Când vezi Gela. Un loc de ăsta așa. Eu am mai stat în state. Fix pe Route 66. Da, acum o să invităm aici. Aici ești pe ce aici? Route 81, ca să fie zin anul meu de naștere. Da, asta, ai acolo ruta 3, așa trăiește pop. Așa, ce facem? Mergem până în cetate? Da, hai să mergem până în cetate. Hai! Eu asta am știut, iubitor. Ești liberă să-ți cauți fraierul. Clar vinovat. Am circunstanțe însă.